Toate eparhiile Patriarhiei Române din țară și din străinătate s-au mobilizat zilele acestea pentru a-i ajuta pe sinistrații din Arhiepiscopia Dunării de Jos în urma inundațiilor care au afectat 24 de comune din județul Galați. Astăzi, la sediul protopopiatului Covurlui, a sosit un transport de ajutoare din partea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. La îndemnul preafericitului părinte Patriarh Daniel, toate centrele eparhiale din țară s-au mobilizat pentru a veni în sprijinul sinistraților din județul Galați. Astăzi, o delegație a Episcopiei Alexandriei și Teleormanului a dus la sediul protopopiatului Covurlui un transport cu ajutoare în valoare de aproximativ 30.000 de lei. Iată, am venit aici în protopopiatul Covurlui din Arhiepiscopia Dunării de Jos pentru a aduce cele necesare ca credincioșii din această parte de eparhie să se poată întoarce la casele lor. Am adus produse de curățenie, roabe, lopeți și așa mai departe, ca să facem mai ușoară întoarcerea acestor oameni în casele lor. Am fost impresionat să văd aici, iată, cum preoții din această eparhie s-au implicat atât de mult în organizarea și tot ce înseamnă coordonarea acestei operațiuni de întrajutorare a semenilor grav afectați de aceste ape care s-au revărsat asupra acestor localități. De asemenea, foarte mult am fost impresionat de gestul al preasfințitului arhiepiscop Casian, care a venit aici în mijlocul lor, a vizitat aproape gospodărie cu gospodărie și i-a îmbărbătat și i-a întărit pe toți fiii săi duhovnicești. La îndemnul părintesc al preafericitului nostru părinte patriarh Daniel, eparhiile din țară au sărit în ajutorul sinistraților și pe această cale mulțumim astăzi Episcopiei Alexandriei și Teleormanului pentru ajutoarele pe care din dragostea și din bunăvoința pentru credincioșii noștri de la Dunărea de Jos le-au adus. Avem mare nevoie de produse de curățenie, de roabe, de lopeți, de materiale de igienă prin care credincioșii vor putea să scoată mizeria și nămolul care au fost aduse de către revărsările apelor și să facem curățenie în casele lor. Mulțumim tuturor celor ce inimă de la inimă au ajutat și sunt alături de noi în această grea încercare pe care o vom depăși împreună. Mâine, la Galați, va sosi un transport cu 24 de tone de apă îmbuteliată, oferit tot de Episcopia Alexandriei și Teleormanului. De asemenea, prin programul eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pentru ajutorarea copiilor defavorizați până la sfârșitul săptămânii, copiii din zonele afectate de inundații vor primi articole vestimentare și încălțăminte.